troleibuzului spune că în momentul producerii impactului, în interior erau 40 de pasageri. Niciunul nu a avut nevoie de asistența medicilor. Mă deplasam pe București, când vinem spre centru. Persoana nu s-a uitat la nică, s-a uitat într-o parte, nu s-a asigurat, am dat în mine. Persoana recunoaște vinovată și nici la poliția rutieră. La un moment dat el nici nu s-a oprit, cum a mers, nici nu a frânat drept în noi intrat. Nu a fost spiritură zdravână și atât. Șoferul automobilului a refuzat să discute cu echipa postului nostru de televiziune. Dar cine e vinovat? Cum s-a întâmplat? Nu e vinovat așa nimic. Nu vă povestiți nimic. Potrivit datelor regiei Transport Electric, în ultimii 3 ani, peste 90 de troleibuze noi cumpărate de autoritățile locale din Belarus au fost implicate în accidente rutiere.